Da, din nou în direct pentru partea finală a emisiunii. Uite ce îmi spune unul dintre telespectatorii care, a căror părere eu și prețuiesc foarte mult. La Davos sunt importante trendurile economiei mondiale. Acolo înțelegi cam unde mergem. A fost un match America-China pe supremația mondială comercială, evident, și miza Europa. 500 de milioane de consumatori. Mă uitam pe niște imagini zilele trecute. China construiește în Pakistan o autostradă care va lega nordul Pakistanului de sud, unde sunt principalele porturi comerciale ale Pakistanului. Drumurile mătăsii, nu? Sau... Da. Bine, Pakistanul este partenerul strategic al Chinei, în sensul în care e o alianță împotriva gigantului demografic al lumii, India. India, da. Dar... Deci dacă vedeți ce infrastructură există în Pakistan, o țară pe care noi o considerăm un fel de periferie, un fel de... Am văzut niște construcții în zona infrastructurii în capitala țării, în capitala Pakistanului. Deci la noi cred că nici la tricentenar nu o să fie așa ceva. Da. Păi uitați-vă, de exemplu, cum s-a degradat infrastructura rutieră de la noi în o iarnă. Deja o iarnă, maxim două. E cursă cu obstacole, nu... Știți cum? Apropo de asta, domnule, că asfaltul, că nu știu ce... Dar spun următoarea chestiune. În avantajul, în apărarea celor care se ocupă de drumuri în România, adevărul că e destul de greu să gestionezi niște drumuri în condițiile în care iarna e minus 20 de grade, vara plus 40, deci ai un stres termic undeva la vreo 60 de grade. Dar în altă ordine de idei, aia de care am mai vorbit noi de vă câteva ori în această emisiune, și anume materia cenușie, inteligența, inginerii. Băi, fraților, faceți-mă ceva din plastic, elastoplastomer, că înainte de 89... Dar pe teoria asta, cele mai proaste drumuri din lume ar trebui să fie în Canada, în Norvegia, în Suedia, în Finlanda, nu? Adică pe această teorie. Și cu toate astea nu sunt. Dar nu, în Finlanda, să știți că acolo curentul golfului ajută, adică nu au stresul ăsta termic. Nu, aici este altă explicație. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget. Să știe foarte bine că, și chestia asta ne învață chiar Liviu Dragnea, că, prin Teldrum, că asfaltările sunt o afacere foarte, foarte bună în România. Profitabilă. 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 Atunci e cumva rezolvată problema. Iar știți că există două metode de a face profit. Una, mai multe comenzi sau scăderea cheltuielilor, știți? Da, apropo de... Scăderea cheltuielilor fiind... Mergând mână-mână cu scăderea calității lucrărilor, nu? Spuneați de construcțiile minunate din Pakistan, de prin alte părți. Telespectatorii care îmi trimit mesaj spun așa, domne, dar spuneți ceva un pic și de portul Constanța, că cu olandezii care se pun împotriva noastră... Asta e cea mai mare prostie care am auzit-o în viața mea. E lansată de Traian Băsescu. Deci, rog telespectatorii să fac următorul exercițiu. Să se uite la o hartă, da? Și să-mi spună mie, portul Constanța, pe ce flux mondial de mărfuri se află? Pe fostul drum al mătăsii tras care așa un ce? Pic mai... Care, portul Constanța leagă ce? Georgia de România? Sau ce? Ce flux de mărfuri se află? Deci, Marea Neagră este o mare închisă și o mare care nu se află niciun culoar important de transport marfă. Culoarul important, mă refer, care leagă Oceanul Indian prin Canalul de Suez, de Marea Mediterană, etc. Da? Adică când se transportă materie primă din spre Oceanul Indian către Europa Occidentală, în ce poziție se află România? Pentru că cine descarcă, merge, face un ocol, ajunge în Marea Neagră, descarcă în portul Constanța și din portul Constanța prin ce autostrăzi este legată de vestul Europei, ca să spunem că noi reprezentăm ceva. Pentru comerțul de contrabandă și altceva, asta e altă poveste, altă discuție. Deci portul Constanța nu există. Din punctul de vedere, uitați-vă ce condiții naturale au cele două porturi mari, Bulgărești, Varna și Burgasul. Uitați, chiar studiați pe o hartă,
pe Google Earth vă recomand și vedeți cam care este poziția portului Constanța, care, atenție, este un port artificial. Se vede inclusiv pe Google Earth treaba asta. Marea Neagră avea relevanță ca zonă de aprovizionare a spațiului rusesc și ucrainean cu mărfuri venite, cum spuneam, din zona Asia-Pacific. Dar România nu se află niciun flux din punctul ăsta de vedere. Deci asta este cea mai mare prostie și geografică și economică pe care am auzit-o. Să știți că stârniți polemica. Spun așa, domne, că dumneavoastră greșiți, dar în fine, asta e altă poveste, e un interes să vină peste Marea Neagră, se poate urca pe Dunăre. Fostul traseu. Deci, dar nu e mai simplu dacă uităm pe o hartă. Cine aduce marfă să meargă într-un port italian, se descarta într-un port francez, adică trebuie să meargă să facă un ocol în Marea Neagră, după care pe infrastructură precară și feroviară și rutieră, transporte, ce? Asta părerea mea este. Și gândiți-vă la un lucru. Timpii de transport rutier în România sunt dubli sau tripli față de oricare altă zonă din Uniunea Europeană. Bun, asta e un argument ca să dezvoltăm odată în naibii rețeaua infrastructura rutieră din România, adică acea rețea de autostrăzi, astfel încât să discutăm de o legătură normală și sănătoasă, să poți circula dintr-un capăt într-altul. Eu vreau să vă întreb ceva. De câți ani se discută de studii de fezabilitate și parafezabilitate între Pitești și Sibiu? De câți ani? Se discută, nu se face. A, bun. M-am săturat și eu de când tot aștept lucrurile astea. Rog, colegi, am dat un forward la o fotografie pe care am primit-o. Să fie așa de final de emisiune, mi se pare foarte, foarte bună. Am trimis-o pe mail. Domnul Botezat, nu am apucat... dar spuneam ceva de construcțiile din Pakistan. Tot n-am reușit să ajung, eram prins de alte subiecte. Noi avem una bucată clădire în Constanța, că tot vorbim de... singura clădire cunoscută... Știți despre ce vreau să zic, da, nu? Toți cetățenii României știu despre o singură construcție în Constanța. Cazinoul de la Constanța. Da. Orașul unde se rulează foarte mulți bani din economia românească. Da. Nu sunt stare să renoveze o clădire. Dar de câți ani? De cât zeci de ani? Sau... Deci o puteau face de 100 de ori de la zero. Tot s-o dărâme, s-o fac, s-o dărâme, s-o fac. Da. Nu sunt ca timp, spuneți. Da, ca timp, da. Da, în fine. Asta e eterna și fascinantă România. N-am apucat să pomenim mai nimic din presa locală de astăzi, dar fie vorba între noi, când reușim să punem lucrurile corect în balanță, cam la această discuție ajungem. Haideți să vedem și ce se întâmplă pe plan local. Monitorul de Suceava ne aduce în atenție povestea unui sucevan care sfidează zilnic gerul făcând scufundări într-o păstrăvărie. Ștefan Girea, de 25 de ani, s-a filmat în timp ce prinde peștele cu mâna într-o păstrăvărie, scufundându-se printre sloiurile de gheață. Tânărul ne-a povestit că se antrenează din vara anului trecut, începând cu dușuri reci, după care a trecut la băi în Iazul cu păstrăv. Deci asta e ca de final de emisiune, da? Vă rog frumos. Până la urmă, eu am mai văzut și am mai auzit de asemenea chestiuni, dar erau cu specific pe zona rusă, rusofonă. Bine, nu? Asta știți că am povestea aia, ce s-a întâmplat cu omul care a ajuns la performanță, la un moment dat să trăiască cu un bob de orez pe zi. Oricum ar fi, am înțeles analogia. E de bine. Elevi de clasa... Mai este cinic, doar ferește, n-are legătură cu subiectul, dar în general, istoric vorbim, mă refer la istorie, istoria arată de obicei că eroi mor tineri, știți? Nu, dar în caz de față, analogia cu bobul de orez e cât se poate bună, mai ales că văd o imagine cu un tânăr care se află într-o copcă, foarte bucuros că se află în acea copcă. Deci, analogia cu bobul de orez e foarte clară și foarte bună, foarte bună. Elevi de clasa nouă aterorizați de doi frați care îi avertizau că sunt plătiți să-i bată. E vorba de un caz de șantaj și tâlhărie care s-a petrecut la Colegiul Alimentar Suceava. Hopa! Acum, e orașul în care
mergi liniștit noaptea, nu? Sau cum? Și avem asemenea situații? Doamne, bine, ce puțin am cazuri, avut. Sunt cazuri clasice. Toți am făcut liceu, toți cunoaștem povestioare de tipul ăsta, eternele bătăi de la banii de țigară sau de la fete. O, da. Polițiștii au reușit să-i prindă pe cei doi autori care le-au luat elevilor un telefon și suma de 200 de lei. Aceștia au fost cei doi. Au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni grave, tâlhărie și șantaj, fiind acuzați că au acostat în mai multe rânduri doi copii de 15, respectiv 16 ani, elevi în clasa a noua, pe care i-au intimidat și apoi șantajat pentru ca în cele din urmă să-i și deposedeze de un telefon mobil și de suma de 200 de lei. Vreau să vă spun paradoxul care este a sistemului penal din România, că acești doi tineri, dacă vor ajunge să fie condamnați, vor face exact aceeași închisoare cât face unul care fură milioane de euro. Ăsta e paradoxul sistemului din România. Paradoxul în momentul de față, din ce am înțeles eu și e puțin probabil să greșesc, e că cât este mai mare suma, cu atât pedeapsa e mai blândă. Cu atât pedeapsa e mai blândă. Și cu cât e mai derizorie suma, cu atât pedeapsa este mai drasnică. Ori, pentru că sistemul judiciar din România are și o latură educativă, da? Adică transmite un mesaj, da? Da. Ori mesajul sistemului, știți care este? Nu fura puțin. Nu, nu fura. Statului nu-i place concurența. Da, nu fura puțin. Pentru că dacă fur puțin, ești pedepsit drastic. Dacă fur mai mult, nu? Da. Pedeapsa e mai blândă. Și atunci morala faptului care? Fură mult, nu fura puțin. Nu te încurca. Domnul Botezatu, după cum spuneați, și pe aici e confirmat și în articolul scris de Florin Paiu din Monitorul de Suceava de astăzi, da? Mandate de arestare pentru 30 de zile. Vi se pare o măsură nedreaptă sau e ceva știți, neregulă? Da, nu, da, deci nu, descoperim tâlhărie, descoperim șantaj. Da, adică, dar dacă ceea de exemplu, ce înseamnă că instituțiile statului au funcționat, i-au strâns, i-au adus. Corect, foarte bine. Dar ea, în situația de față, să, că l-au strâns pe nu știu care. Vai, 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 miau, 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 miorlau, miorlau. Sau beat fără permis, victimă rutieră, fuge de la locul accidentului, cercetat sub control judiciar acasă, în libertate. Cu victimă. Cu victimă. Da. Deci fără permis, beat, fugit de la locul accident și cu în spate. Adică nu există echilibru în zona asta. Da. Așa. Bărbat trimis în judecată după ce l-a agresat pe fratele unui polițist. Amănunte în pagina 5 într-un articol semnat de Radu Lupașcu. Dar avem și incendiare în pagina 5, da. Și mai interesant, 8 luni închisoare pentru traficantul de droguri care a amenințat cu moartea un polițist chiar în secția de poliție. De asta dată ne aduce amănunte obiectivul de astăzi, chiar în articolul de deschidere. E vorba de Iosif Marian Grijincu, un traficant de droguri din gașca interlopului rădăuțean Alexandru Hustuleac, zis Duțu, individul care l-a lovit cu sabia în cap pe polițistul Dan Ciprian Sfic. A fost condamnat la 8 luni de închisoare cu executare pentru ultraj după ce l-a amenințat cu moartea pe un polițist chiar în sediul poliției municipiului Rădăuți. Și asta e până la urmă, dacă vreți, o consecință a tuturor celor care se derulează de luni bune de zile în mass media, să-i spunem controlată, să-i spunem care emite la București. Hai să-i spunem așa, să fim încă eleganți. Bioenergy vrea să ceară scumpirea gigacaloriei de la 116 la 160, 170 de lei, spune Monitorul de Suceava de astăzi, din rațiuni evident economice. Păi, altfel n-am putea discuta. Și acum înțeleg eu de ce încă de miercuri parcă ne pregătea primarul Sucevei un lungu, aducând încă o dată în atenție situația care se află acolo la Bioenergy, cu certificatele vezi care s-au dat, nu se mai dau, lucru care nu l-am înțeles și mărturisesc că n-am să pot să-l înțeleg vreodată. Firma asta, Bioenergy, a venit în Suceava, a construit o prea frumoasă centrală. Dom'le, dar e o afacere. Deci, la bun început, am înțeles că e o afacere.
despre ce vorbim? N-are sens, adică nu vine nimeni să facă acte de binefacere. Am înțeles acest lucru, toate sunt bune și frumoase. Ce n-am putut să înțeleg, și n-am să înțeleg vreodată, sau de ce se întâmplă lucrurile astea și de ce trebuie să vină și unul și altul să vorbească. A venit respectiva societate să facă afaceri în România. Sau s-a constituit ca să facă acest lucru. Au construit, după cum spuneam, această centrală minunată. În baza unor contracte, unor legi care erau în vigoare la momentul respectiv, aveau de încasat niște certificate verzi. Bun. Au schimbat legea, nu știu ce. Dar numai departe de începutul anului ăsta sau finele anului trecut, l-am auzit pe primarul Sucevei când a venit și a spus, domne, și-au luat ăștia certificatele verzi din 2016. Păi, asta n-am să pot să înțeleg. În 2018, sau, hai să spunem, la finele lui 2017, au luat certificatele verzi aferente pe 2016. Păi de ce nu dai naibii la timp când trebuie aceste certificate? Știți de ce? Paradoxul în România este în felul următor. Cu cât avem mai mulți oameni care lucrează în administrație, cu atât timpii de producerea hârtiilor, adică e mai repede construiești clădirea decât să faci acte pentru construcția clădirii, ați înțeles? Da. Deci în România greu este să faci acte. Asta e... Da. Cred că cel mai elocvent exemplu, va fi la centrul de radioterapie și acea nouă unitate, entitate, care va funcționa în zona spitalului vechi, da? Unde e construcția asta, chiar aici, foarte aproape de postul nostru de televiziune. Respectiva construcție, din punct de vedere al hârtiilor, a durat mai bine de 2 ani de zile, da? Da, vă dau un exemplu mai Știți bun. Știți în cât timp va fi gata fizic ca și lucrare? În cât timp? Maxim 10 luni. Bun, dar vă dau un exemplu și mai bun. Da. În Suceava, dacă vrei să matriculezi o mașină, durează între 23 luni, da? Nu, no, sunteți într-o gravă eroare. Mai bine chiar. Bun. Știți cât durează în Germania să scoți actele de înmatriculare a unei mașini? De ordinul minutelor, din ce știu. O oră. Calculați câte mașini sunt în Germania la 80 de milioane de locuitori. Gândiți-vă câte mașini ies din Germania ori noi, ori second. Da. Deci, secretul știți care este? Tot în viața asta este o problemă de organizare, da? Și ajunge la vorba generalului Bertlot, sunteți admirabil de dezorganizați. Da. Și știți de unde se iau, de exemplu, în Austria actele? Ai cumpărat o mașină, da? Și ai nevoie de numere ca să faci acte, numere, spoțișe. Da. Știți de unde se iau numerele? Sper că nu la Prozar. Nu. De la firmele de asigurări. Deci mergi la o firmă de asigurări, faci actele, asigurarea, da, nu știi, și firma de asigurări bagă mâna într-un sertar și îți dă un set de numere. Aha. Ce e atât de complicat? Păi aceeași poveste s-a făcut cu ITP-ul. În momentul când au apărut stațiile private, nu? Da. A scăzut presiunea de pe RAR, nu? Corect. Păi ce e atât de complicat? De asemenea, adică de ce nu există o taxă de înmatriculare urgentă, da? Da. În care, exemplu, taxa normală, spunem, 1 milion, faci 5 milioane cel pentru care vrea în acea zi și o sursă de venit, nu? Credeți că n-ar fi oameni care n-ar da banii ăștia pentru că se grăbesc? Dar vă dați seama ce alte stricați dumneavoastră când veniți cu propuneri de genul ăsta? Pentru că știți care este rolul unei... Parcă ați fi, cum îl cheamă, Carlos Dreams. Pentru că... Da, eu chiar sunt Carlos Dreams, da. Știți de ce există birocrație foarte stufoasă în România și foarte multe norme și așa mai departe? Mm. Păi atunci, dacă n-ar fi toate astea, pentru care mai fi motivul pentru care să ceri șpagă? Da. Creezi multe piedici, multă hârțogăraie, pentru ca cei care vor o scurtătură să poată să... Să găsească acea scurtătură.
scurt, pe doi am încheiat, practic, timpul alocat, am terminat timpul alocat acestei emisiuni. Un singur lucru mai vreau să-l spun. Ministerul Educației a anulat toate evaluările inspectorilor școlari generali. Vă duc aminte că în urmă cu două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, în urmă cu o săptămână și o zi, era anunțat că inspectorul școlar general Gheorghe Lazar din Suceava a obținut la evaluare calificativul nesatisfăcător. Ei bine, Ministerul Educației a anulat toate evaluările inspectorilor școlari generali, atenție, din cauza unor nereguli majore descoperite în organizarea procesului de evaluare. Deci, a gafat unul. Caf. A adunat mere cu pere. Caf ca frate. Ministerul Educației Naționale a decis să anuleze toate evaluările șefilor de inspectorat școlar județean și eu totuși sunt foarte curios. Cine a gafat, domne? Chiar așa? Deci, adjuncții aveau foarte bine, șeful avea nesatisfăcător. Dar, adică era așa o chestie. Vreau să vă întreb ceva. Cine a pierdut contractul cu Bechtel? Cine a construit piramidele? Cine a făcut Sfinxul din Bucegi? Întrebări fără răspuns. Întrebări la care niciodată nu o să ajungem cu un rezultat. Mărțișorul nostru pe care vi-l oferim, și țineți minte, un măr pe zi ține doctorul departe, da? Dar departe de tot. Ăsta e mărțișorul nostru, sper că ați gustat și această glumă și sper că v-a plăcut și emisiunea noastră în această dimineață. Domnule Botezatu, vă mulțumesc mult. Mie mi-a plăcut foarte mult această emisiune. Da, o să vă mai uitați la ea cu drag. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a matinalului nostru. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.